Ce mai Marius aici? Acum o gută. Încă o originală. După multe albastre, nu? Da. Încă originală, nu? Da. Ce serere? Murdar ineluțul. Tot de V, da? Tot de V, tot originală de Wilhelm Stoll. O pasăre extraordinară la mână. Și pe lângă asta este și soră bună cu locul 1 Pau, 1050 de kilometri. Da? Și s-a dovedit a fi și o foarte bună reproducătoare. La tine, da? Da. Un pui din ea mi-a câștigat anul trecut locul 1 la Donetsk, 980 de kilometri. Și în final a făcut norma la maraton, clasându-se pe locul 2 la noi aici în zonă. Sergile, maraton. Nu se face, vezi? Da. Și plus am avut și fi din ea sosis de la derby, de la Nicolaev, ca și pui. Deci își arată valoarea de mic, să zic așa. Da. Ce sclipește de mic, să știți că este, nu? Face treabă și ca matur. Da. Da. Indiferent dacă îi se schimbă motivația... N-are nicio treabă. N-are nicio treabă, nu? Am avut campioana de la fratele meu, care a câștigat 3 podiumuri naționale, a zburat pe o dihnitoare. Da. Fără pereche, fără nimic. Fără pereche, fără nimic. Super, super. Ai avut noroc, să știi. Da, ți-a așa dat spun și eu. Pe cuvânt, că da. ți-a dat cu inimă bună. Te-a lăsat și alegi. Am avut eu un feeling cu porumbeștei lui. Și tu, așa băiat serios sau neserios, te-ai dus și i-ai luat atunci și avut mai bun, nu? Am luat ce mi-a plăcut. I-ai simțit? Da. Și ce ai zis? O să iau toți reproducătorii de valoare, nu? N-am ajuns să iau din reproducător, dar... Da, pentru că erau foarte scumpi. Da. Am luat din pui și din porumbei zburători ce am mai avut. Da. Super, Marius. Îți mulțumim pentru, și pentru prezentarea asta. Cu multă plăcere. Mergem în continuare la zburători. Sigur.